Palatul Regal. Pe terenul cumpărat de la stolnicul Iordache Colfescu în 1812, marele boier Dinicu Bolescu a construit o casă în stil neoclasic cu 20 de încăperi, foarte impunătoare în Bucureștii epocii. După decesul acestui boier, casa a devenit, din anul 1837, palat domnesc, în timpul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica, rang menținut de Gheorghe Bibescu, ea fiind totodată și locuința lui Alexandru Ioan Icuza și Carol I. Această fală a Bucureștilor din prima jumătate a secolului al XIX-lea i-a lăsat prințului german, obișnuit cu palate și castele, nu doar imense, ci și somptoase, un gust amar prin modestia ei. A comparat-o cu oficiul poștal din Sigmaringenul natal. Fără îndoială, încă din 10 mai 1866 și-a propus mărirea ei sau construcția unui adevărat palat domnesc. Acesta a apărut după două decenii, în anul 1887, ca Palat Regal, care era o completare extinsă a clădirii lui Golescu, prima clădire dotată în anul 1882 cu iluminat electric din capitală. Autorul proiectului a fost Paul Gautreau, arhitectul preferat al regelui Carol I, dar la construire a participat și arhitectul ceh Karel Liman. În noaptea de 7 spre 8 decembrie 1926, palatul a fost parțial distrus de un incendiu, ceremoniile fiind mutate la noua reședință regală de la Cotroceni. Se impunea ori restaurarea lui, ori construirea altui palat regal mai mare, mai pe măsura României mari. Regele Carol al II-lea a optat pentru a doua variantă. Proiectul a aparținut arhitecților Nicolae Nenciulescu și Arthur Lorenz, palatul fiind inaugurat la 1 ianuarie 1935. A fost reparat după bombardamentele din 1944. După abdicarea forțată a regelui Mihai în anul 1948, Palatul Regal a fost pus la dispoziția Ministerului Artelor, cu excepția sălilor de recepție. Din anul 1950 va funcționa ca Galeria Națională de Artă și de Artă Universală. În timpul Revoluției Anticeaușiste, peste 1000 de lucrări au fost deteriorate, unele intenționat, Muzeul Național de Artă fiind redeschis publicului în anul 2000.